Doamnelor, domnilor, Alexandra Grancea sunt și mă bucur să ne revedem din nou la emisiunea Mix Actual. Așa cum o spun de fiecare dată, actualitatea brașoveană suntem noi toți. De această dată, alături de mine, pentru că vom dezbate un subiect interesant, domnul inspector general al Inspectoratului Școlar Județean, domnul Ovidiu Tripșa. Mă bucur că ați venit la noi în studio. Făcusem o pauză la un moment dat pentru că vroiam să spun educația. Educația este un subiect care, nu știu, ne bulversează pe toți în ultima vreme. Deși noi știm că aici în regiune centrul educațional, inspectoratul, așa mi-am și imaginat, funcționează ca un adevărat centru educațional, un furnizor de servicii educaționale pentru 174 de unități. Da, 174 de unități cu personalitate juridică. Mai sunt și școli arondate, unități de învățământ arondate și da, inspectoratul școlar are acest rol de a îndruma, coordona, a implementa legislația în vigoare, metodologii și proceduri. Atât pe domeniul educației, în colaborare cu unitățile administrativ-teritoriale în domeniul administrativ, deci are și pe legislația veche și pe legislația nouă care vrea sau va să se implementeze. Asta pentru că suntem ancorați în tradiția pe care o avem în educație ca și centru de învățământ, să spunem așa, mai ales că avem câteva instituții de învățământ reper și etalon pentru Brașov, dar totodată și deschis pentru colaborarea cu realitățile europene. Iată că odată cu aderarea la UE, odată cu raportarea și cu integrarea aceasta către globalizare, tindem să vedem altfel educația. Ultimii 30 de ani confirmă ceea ce spuneți dumneavoastră și cumva, acum nu vreau să fiu malițios, deși câteodată mi iese foarte bine, suntem într-o continuă schimbare de paradigmă în educație. Adică ultimii 30 de ani eu personal i-am trăit ca elev, student, profesor, director, inspector. Și tot timpul, indiferent de situația în care eram, se vorbea, se discuta în societate, presă, minister, cadru organizat, de o schimbare de paradigmă. Trebuie să facem, trebuie să așa, nu se mai poate, învățământul tradițional versus cel modern. Acum vorbim de digitalizare, de digitizare, cum e bine manualul, cum luăm notițe. Ideea este că trebuie să ne adaptăm la piața economică, socială, la provocările europene, globaliste, ținând cont de, totuși, de cultura locului și de mentalitatea oamenilor cu care avem de face. E greu sau ușor? E provocator. E provocator, pentru că este... Când ne reușește, este ușor. Când ne reușește mai puțin, e ceva mai greu. Așa este, pentru că presupune un schimb de experiență, presupune pregătire, ca orice proces care necesită implementare. În primul rând, ajunge informația către cadrele didactice care au rolul nu doar de a fi acel dascăl care se duce la clasă și a învăța, ci și acela de a se pregăti și a se forma pentru a livra. Da, apropo de cadre didactice, chiar discutam mai zilele trecute, cineva cumva îmi reproșa, mai direct sau indirect, că cumva e prea suntem așa, noi inspectoratul în zona telefonului fără fir. Ministerul transmite ceva, noi inspectoratele preluăm, transmitem către director, director către profesor și e un soi de lanț așa al telefonului fără fir și câteodată mesajul ajunge distorsionat sau poate chiar și alt mesaj. Nu neg întru totul, cam așa este, dar până la urmă există o legislație publică, acum acolo trebuie umplat, un pic discutată. Sunt noțiuni de ordin juridic, sintagme, principii juridice, trebuie să aplicăm o cheie a decodării mesajului și atunci poate că mesajul pe traseul acesta pe care îl spuneam mai devreme iese un pic distorsionat. Ar fi bine să nu fie și să ajungă mesajul integral. Plus că este și acest spațiu temporal în care, iată, de când se lansează mesajul și până ajunge și produce rezultate, s-ar putea ca să nu fie rezultatele pe măsura așteptărilor celor care sunt acolo la livrare, să spunem așa. Și timpul este un mare dușman. Chiar astăzi ne lovim de un impediment, un ordin de ministru comun, Ministerul Sănătății, Educației, despre cadrele medicale din școli, cine le plătește, cine le preia.
teoretic până în 16 februarie trebuia să fie făcut transferul ori unității administrativ-teritoriale până emit HCL-ul, până avizul de juridică la prefectură. Deci timpul e un dușman și nu reușim să-l biruim. Și apar ideile, apar dorințele, înainte să apară metodologiile de foarte multe ori și acolo, iată, ne lovim, da, cu toții de această problemă. Da, pentru că vorbim de drafturi, deja informația ajunge, câteodată draftul nu e chiar 100% cu ce se publică și atunci de aici discuții, lămuriri. Așa este, la fel cum, iată, anul trecut, în 2023, plin de, să spunem, discuții și plin de controverse în ceea ce privește tot educație și multe lucruri s-au întâmplat în 2023. Dar haideți să vedem ce ne așteaptă în 2024, olimpiade, examene, simulări de bac, ce aduce această provocare pentru elevi și liceeni acum. Ei, suntem la început de an calendaristic, suntem cam la mijlocul anului școlar, se termină în Brașov, cel puțin săptămâna viitoare, ultima din modulul 3. O noutate ar fi și această desfășurare anului școlar pe module. Am avut la început simularea evaluării naționale. Noutatea, ca și la simularea de bacalaureat, este aceea că lucrările sunt scanate, încărcate pe o platformă și de acolo profesorii corectori vor corecta lucrările scanate. Și aici poate iarăși mesajul din presă, corectare digitalizată, părinții m-au sunat, adică corectează calculatorul? Nu, factorul uman corectează. Asta voiam să vă întreb, să știți, pentru că așa se lasă înțeles cumva că este primul an în care, iată, se va folosi corectarea digitalizată în toată țara. Păi presa a zis. Cine a zis? Presa a zis. Dar cum, da, a fost corectarea furnizată? Digitalizată în sensul de scanarea lucrărilor, încărcarea pe o platformă și accesul profesorului corector la lucrarea scanată și un bordereu electronic. Bordereu electronic aferent lucrării. Deci iată că trece prin filtrul uman. Îi trece prin filtrul uman, sigur. Clar, al specialistului, da. Al profesorului. Partea de tehnică și ceea ce se întâmplă în spate, suma punctelor, afișarea notei, asta face, de fapt, platforma și împiedică factorul uman să greșească. Deci, mai puțină subiectivitate, să spunem. Nu vorbesc de subiectivitatea notării, ci vorbesc de subiectivitatea adunării punctelor, greșelii, oboselii, factorilor de stres, clar, etc. Clar, etc. Și se întâmplă să scape. Dar face tehnica și atunci evităm anumite erori. Asta înseamnă că avem mai puține contestații. Logica asta ar spune. Nu? Logica asta ar spune. Asta e și o problemă, într-adevăr, a Ministerului, a Inspectoratului Școlar, să vedem acum cam care ar fi feedback-ul sau elevii ce consideră, cum consideră. Pentru etapa de simulare nu avem contestații. E doar o simulare și pentru profesori, că este prima dată când toți profesorii sau o bună parte a lor interacționează în felul acesta cu lucrările. Au fost niște temeri, le-am reglat, ne-am întâlnit, am comunicat, am explicat, le-am mai rezolvat și suntem bine. Pe ultima sută de metri, cel puțin la simularea de evaluare națională, bacalaureatul, simularea bacalaureatului începând din 4 martie, 4, 5 și 6. Asta este un lucru bun și, așa cum spuneați, este doar o simulare, este ocazia în care vedem ce merge, ce nu merge, cumva facem rodajul în ceea ce privește această corectare digitalizată, urmând ca mai apoi suntem nevoiți, iată, să ne updatăm, că nu avem ce face. De o grijă am sărit, în sensul că platforma suportă niște sute de mii de lucrări încărcate, care să fie activate și pe care să se lucreze la această evaluare națională. Clar, un server, toate sunt în siguranță și cu securitatea datelor și așa mai departe. Asta deja există, sunt lucruri. Există protocol la nivel de minister, stăm liniștiți. Asta este foarte bine. La oraș, cel puțin, cum o fi la țară? Spun la țară, mă refer la mediul rural, pentru că acolo poate informațiile acestea, digitalizarea, nu se simte la fel. Ceea ce ține de infrastructura scanării, printr-un proiect ROZE, fiecare județ a fost dotat cu un număr suficient de scanere. Județul Brașov a primit 382 astfel de scanere. Noi ne-am organizat în teritoriu undeva la 101 centre de evaluare, simulare de evaluare națională, centre care vor rămâne și pentru vară și fiecare sală de clasă a avut acest aparat, acest deci aparatură. Deci au fost dotați
Au fost dotați toate unitățile unde s-a desfășurat. Da. Am făcut instructaj cu, în primul rând, cu informaticienii din unitățile respective școlare, care la rândul lor au făcut și mici teste cu colegii profesori sau ce personal didactic implicat de diverse specializări pentru a merge în siguranță. E clar că trebuie să se întâmple așa, pentru că lucrurile, iată, sunt într-o continuă mișcare, chiar dacă vorbim de educație, chiar dacă vorbim de pregătire atât a elevilor, cât și a cadrelor didactice, așa cum spuneam. În general, întotdeauna în cadrul unui inspectorat găsim această politică vis-a-vis de elevi, de copii, împreună, indiferent de diferențe, indiferent de deficiențe. Acum vin și vă întreb, așa, prin perspectiva omului Ovidiu Tripșa, care a fost și profesor, iată, este inspector. Găsesc copii în școală un partener sau un furnizor de servicii? Nu știu cum să răspund, ca să fiu o provocare asta. Nu, există un acord educațional și dincolo de formalismul acestui acord educațional, profesia aceasta de profesor, învățător, dascăl, cum vrem să-i spunem, ține mai mult de ofișa postului. Și asta înseamnă că cei care sunt într-o școală, dincolo de nu e treaba mea, nu e ofișa postului, nu fac eu asta, du-te la consilier sau așa, mai stăm de vorbă și cu elevii în afara orelor de curs, în afara disciplinei pe care o predăm, creăm anumite legături între adult și elevi. Nu doar prestăm servicii. Adică nu doar un furnizor de servicii educaționale. Da, de asta, ca să mă leg și de sintagma dumneavoastră. Nu cred că e chiar doar atâta. E o relație mult mai profundă. Și într-adevăr, sunt relații diverse. Dacă comparăm mediul urban cu mediul rural, nevoile sunt altele. Poate în orașe, în orașele mari, școlile de prestigiu, obiectivul final al elevului este o medie mare la bacalaureat, asta presupune o universitate bună în țară sau în străinătate, pe când în mediul rural nevoile sunt altele. E nevoia poate de zi cu zi mai pronunțată decât cea de peste 4 ani, 8 ani, termin clasa 8-a, ce fac după aceea. Se pune și acolo problema, dar... Găsim cu precădere dorința de a merge către o vocație preponderent în mediul rural? Nu am observat lucrul ăsta, dar am încurajat, mai ales în întâlnirile pe care le-am avut. Acum că am depășit momentul pandemiei, am reușit să facem un târg al liceelor, îi spunem noi. Fiecare liceu vine și prezintă oferta educațională, școlile gimnaziale vin cu elevii, pun întrebări și așa mai departe și încurajez lucrul acesta. Avem licee pedagogice. Da. Pentru cei cu vocație. Acum, la 14 ani, 15 ani, greu cu vocația asta. Adică vreau să mă fac doamna, nu vreau să mă fac doamna. Da. În privința asta, vorbim de liceul de muzică sau liceul de artă. Aici poate că talentul e un pic mai repede descoperit. Sunt seminariile teologice, dar să vorbim și despre învățământul profesional sau dual, că poate e nevoie de o meserie. Agenții economici la nivelul județului Brașov, pentru că județul Brașov e un model în ceea ce privește învățământul dual tehnic, profesional și se implică cu burse, cu locuri de muncă, cu practica elevilor și atunci încet, încet deja elevii vin. Școlile asigură cazare, asigură masă, părinții stau liniștiți, dar încă mai avem mentalități de modificat la nivelul părinților. Și pentru că vorbiți de mentalități de modificat, pentru că până la urmă... Haideți să zicem de educat, poate de modificat e cam brutal așa. De acceptat, da. De acceptat. Toată lumea mai nouă dorește să se facă, nu știu, manager, director, doctor și așa mai departe. Când spui, rar mai mi-e dat să aud astăzi că cineva vrea să facă, nu știu, cojocară, crăitoreasă, deja pare așa cumva... Cum vedeți dumneavoastră această situație? Păi acum am avut de curând o discuție cu niște elevi de clasa 9 și eu făceam referire la părinților, bunicilor, sistemul de învățământ. O elevă îmi povestea că mama a făcut lucru manual. Ei erau foarte surprinși ce înseamnă lucru manual.
Le-am explicat ce înseamnă, ce însemna pentru băieți atelier, ce făceau fetele, etc. Și nu, no, în sfârșit. Unele se pretează, altele nu se mai pretează. Acum, cojocar, nu știu dacă mai stă cineva, într-adevăr, de mână, frumos, să brodeze și să facă un produs finit. Avem mașinării, avem țesătorii, merge mult mai repede. Poate de retușat, poate de... Ca și specialist, știu, reparat, ca iată, și supervizor. Să ai și o cultură, folclor, zonă, nu știu. Da, îmi dau și eu cu părerea, da. Da. Cam așa văd. Nu știu, meserii mai practice, pentru că... Da, și asta trebuie prezentat cumva. Ce înseamnă? Ce presupune? Încotro ne îndreptăm? Cât de cerută este meseria așa respectivă? Este. Că până la urmă, agenții economici cu care mă întâlnesc, ei ce vor? Vor bine, repede și mult, dacă se poate, nu? Deci mâine, deci cât mai bine, mult. Deci bine, repede și mult? Nu? Adică vrem mâine, da? Dați-ne elevi, educăm, mâine îi băgăm. Ne implicăm, așa, da? Și să fie buni, adică nu alea, și să aducă mult profit. Asta vor agenții economice. În educație nu prea merge. Trebuie să avem răbdare, trebuie să încheiem niște cicluri, atât biologice, cât și De proces. Și ca și mentalitate trebuie să fii la o anumită maturitate ca să poți să asumi până sigur la urmă. Și copilul care devine tânăr, adult, așa, să conștientizeze ce este el în lanțul ăsta, care e veriga lui, ce face și încotro se va îndrepta. Credeți că această conștientizare este elementul definitoriu în cadrul unui proces educațional? În mare parte da, și un alt element cred că este și comunicarea. Nu putem conștientiza fără comunicare. Asta clar. Trebuie să, și să ne dezvoltăm și capacitatea de a asculta. Eu îi văd pe elevi la oră și am avut discuții și la nivel de minister. Elevii sunt mult mai încântați acum dacă le prezentăm un filmuleț de 10 minute maxim. Nu se uită mai mult, cred. Mai rău, nu știu. Altele sunt de 2 minute, 5 minute. Repede, da? Cât mai concis și fără prea multe... Scurt, așa, clar și la obiect. Eu, profesor, 50 de minute la oră. Da. Deja trebuie să înclin balanța spre mine. Îmi pun problema tot timpul. Cum? Cum să combat eu partea asta de formare cu filmuleț punctual? Cum să rămâi în atenția lor? Exact. Tot timpul. Exact. Este, aici e provocarea. Și atunci trebuie să comunicăm, să spunem, uite, bun, poate eu la fizică nu transmit doar principii, legi, teoreme și altele. Poate vă mai învăț și ceva de viață, că experiența poate îmi îngăduie să vă spun câte ceva. Și iată, experiența. Sau alți colegi profesori, la fel, din experiența de viață, nu neapărat că a urmat un curs de... Așa este. Provocările sunt mari, tendințele sunt din ce în ce mai spectaculoase și vin tot mai multe, că vorbeam de contextul european și de contextul, iată, al globalizării. Acum la modă și în un trend de real succes este această zona antreprenoriatului, așa cum vorbeam de agenți economici, facem ce facem și ne îndreptăm către povestea antreprenoriatului, dinamica comunității. Știu, clar, inspectoratul partener și întotdeauna susține activitățile care aduc un plus de valoare elevilor în acest sens. Și știu că ați fost, avem și parteneriatul, este parteneriatul de maratonul, da, pentru maratonul de educație antreprenorială, care, iată, a arătat că elevii brașoveni sunt în stare și sunt capabili să întocmească planuri de afaceri care au mers atât de departe până la nivel național și susținute de antreprenori de succes din România. Așa cum v-am spus din prima întâlnire, am încredere în tineri, sunt obligat să am încredere în tineri și v-am spus atunci că o să aveți surprize plăcute cu ei. Ei doresc să se implice în astfel de activități, fie în echipă, fie echipe mai mari sau echipe mai mici, au idei, știu cum să caute, știu cum să ducă până la capăt o idee. Acum, că e de antreprenoriat, că e profitul rapid, că e de perspectivă, e de viitor, până la urmă, importantă e ideea. Ideea și, iată, i-am văzut foarte, foarte motivați. Pentru că trece foarte repede timpul și 25 de minute nu sunt suficiente pentru a vorbi despre educație și poate că multă lume de acasă, iată, se așteaptă să dezbatem foarte multe probleme. Au fost și vor fi întotdeauna legate, așa cum spuneați, comunicare, salarii, greve, nemulțumiri, probleme, sunt clar multe. Dar important este, mă gândesc și vă întreb acum pe dumneavoastră, să ne focalizăm pe a construi împreună. Evident că de asta suntem acolo. Așa cum vă spuneam, avem obligația să avem încredere în tineri.
Iată ce frumos, avem obligația să avem încredere în tineri. Vrând nevrând. Viitorul sunt ai noștri și cu ei trebuie să construim ceea ce va fi. Cum se vede, iată, învățământul din postura dumneavoastră? Așa, dacă ar fi să schimbați ceva, dacă ar fi să, nu știu, ceva ce v-ar satisface, ce ați considera, uite, domne, de mâine, dacă lucrul ăsta s-ar întâmpla, ar fi altfel, cel puțin la nivel de Brașov. O descentralizare, o susținere financiară pe măsura nevoilor. Sunt diferențe în județul Brașov. Vorbim aici de finanțare, în sensul că unitățile de învățământ sunt, mă rog, în proprietatea unităților administrativ-teritoriale de cele mai multe ori. Sunt primării și primării. Primării mai bogate, mai puțin bogate, care au încredere în tineri sau n-au, investesc sau nu investesc, nu intru în discuție. Dar partea de descentralizare, de decizia școlii care să își desfășoare, poate chiar și la nivel de curriculum. Acum, lăsând la o parte faptul că prin PNRR avem un proiect de descentralizare pe 3 paliere a unor școli care vor să-și asume treaba asta pe management, resursă umană sau curriculum, PNRR-ul va trece și el. Dar trebuie să mergem pe partea asta. Deci, cine vrea să-și asume? Școala, directorul, colectivul, profesorii de acolo și vor să fie diferiți, lasă-i un pic să demonstreze că pot fi diferiți și pot fi diferiți în bine și atunci îi girăm în continuare și funcționăm. Dar trebuie să avem nevoie de timp și trebuie să avem nevoie de puțin încredere. Încredere și poate iată inițiativa, adică cumva am depășit acea paradigmă în care stăm drepți, ne întoarcem la stânga, ne întoarcem la dreapta, că așa cine se nu dorește exact. Sau dorește că, domnule, ce face mai marea majoritate, facem și noi, că dacă exact, e majoritate, deci e bine și nu mă scoate pe mine la tablă, asta este, mergem în continuare. Cumva poate că și implicarea înseamnă de fapt expunere totodată și aduce evident, expunere evident. Și știm cu toții că atunci când un expunere om și asumare, mă scuzați că vă exact, tot iată, așa este. Deci trebuie să ne asumăm că, da, facem de bună credință, facem în bazele legii, pe legilor pe care le avem și aici trebuie umblat legislativ interministerial, dacă e să spun așa. Avem probleme. Vorbeam de învățământul profesional dual. Ei fac practică pedagogică. Practica la agentul economic. Ei încep practica la 14-15 ani. Codul muncii nu zice nimic ce e acolo. Ce facem la 14 ani? Deci câteva discrepanțe există aici, acolo? Dacă eu am activitate de noapte, că am exemplul ăsta, la o brutărie, cum fac cu copilul? Aduc noaptea? Îl mai las în practică sau mai nu mai las în practică? Îi fac 5 zile, 5 nopți la rând. Na, iată, să ne sunt câteva lucruri. Deci, practic, ideea este cumva așa ca să mai avem un minut și punem o concluzie. Încurajați acțiunea, încurajați activitatea, sigur, inițiativa. Pentru că și multitudinea și a provocărilor, dar și a problemelor dintr-o școală, nu știu dacă mai permite ca un for superior să le gestioneze pe toate la nivelul tuturor unităților. Știți, acum vă întrerup eu, se întâmplă că te duci undeva să faci câte ceva într-o școală și spune, păi stai să vedem, s-a întâmplat la directorat, aveți să știe inspectoratul. Cumva, iată, directorul funcționează ca un manager care își controlează cu delegare de competențe, clar că de asta a fost numit director, să păstorească acea entitate. Da. Păstorește și multitudinea problemelor îl cam copleșesc, părerea mea, și îi susțin. Nu sunt sindicalistul directorilor, dar îi susțin. Dar sunteți un om de suflet care funcționați în echipă și înțelegeți, pentru că, iată, și de o parte și de cealaltă, ați fost acolo pe baricade. Un gând al dumneavoastră, inspector, dar omul, Ovidiu Tripșa, către învățători, către profesori, către cei care se uită acum la emisiune. Cu răbdare să lucrăm cu tinerii și să avem încredere în ei, ce spuneam și mai devreme. Cu echilibru și cu comunicare. Asta transmit când pot și cum pot. Domnule inspector, vă mulțumesc foarte mult. Dragi telespectatori, mă uit către dumneavoastră. Rămân în același asentiment, să spunem, cu răbdare, cu încredere și mai ales cu comunicare. Alexandra Grancea, sunt. Să aveți o zi minunată în continuare.